facem din nou. Limita e de 3 ture pe zi. Ce regulă stupidă, mă întreb de ce. Care-i treaba, Antonio? Antonio! Hei, ce-i cu agitația asta? Te vreau. Stagi de vară la Parcul Aventurierilor? Wow, super! Să lucrez într-un parc tematic este visul meu. Serios? Le-aș ține loc amicilor mei la coadă. Aș crea propriile mele trasee. Aș crește viteza caruselelor. Și desigur, fără restricții de înălțime stupide. Super! Din nou! Stagiul ăla va fi al meu? Sau pe mine, nu mă cheamă Angelo? Hei, Afrni! Afrni! Iată ce trebuie să faceți la un interviu. Prima regulă, cravatele sunt învechite. Trebuie să te îmbraci relaxat ca să fii remarcat. A doua regulă, toți adoră mirosul de pâine proaspătă, chiar și șefii. A treia regulă, simte-te ca acasă. Șeful tău va simți că deja faci parte din echipă. Ești angajat! Nu încă. Hai să repetăm. Lola și cu mine vom fi angajatorii, iar tu candidatul. A patra regulă, șefilor le plac angajații care pun întrebări. Fiți atenți! Da, știu cum să folosesc copiatorul, dar tu? Și ce pastă de dinți folosești? Care e culoarea ta preferată? Pantaloni scurți sau lungi? Și aici, ce vezi? Mersi! Nu mă sunați! Vă sun eu! Păi, sunt impresionată! Ești angajat din nou! Nu știu! Să iei interviu angajatorului? Nu așa se face de obicei! Ești sigur? Așa o fi? Ha? Ha? Bine, bine! Gata cu întrebările! Bilet de ordine numărul 34. Mi se pare sau miroase a pâine aici? Sunt alergic la grâu. Deci, ai vreo întrebare pentru mine? Ha? Ha? Te cunosc. Ai vreo recomandare? De la un adult? Știu ce e de făcut. Va trebui să discutați cu fostul meu șef, care e încă șeful meu. Tata. Alo? Oh, da, bună! E vorba despre recomandarea pentru Angelo? Oh, da, păi am să vă spun ce trebuie să știți. Bine, unde e scenariul? Aici era. Un morcov mare. Nu, stai. Ce se întâmplă aici? Asta e lista de cumpărături. Aici e scenariul scris de Angelo. Am spus asta cu voce tare, dar nu am vrut. Angelo are simț civic. A organizat un concert pentru porumbei, în deschiderea căruia a cântat trupa Slobber. Angelo are spirit de echipă și a câștigat cupa mondială cu echipa lui. Și, în ciuda programului încărcat, își face timp să spele vasele. Nu știam că fiul meu face toate astea. E uimitor! Frumoasă încercare, Angelo! Următorul! E timpul pentru arma mea secretă. Elena! Elena, ce? Se apropie ziua ei! Serios? Da! Așa e! Nu e deloc ușor să-i găsești cadou, știi? Te înțeleg perfect. Prea albastru, prea păros. Ți-ai pierdut mințile? Îmi trebuie încă 20 de ani, sunt independentă. Spune-mi dacă ai nevoie de puțin ajutor pentru a-i găsi un cadou perfect prietenei tale. Asta în schimbul... Ești angajat! Puteți merge acasă? Postul a fost ocupat. Ce? Nu pot să cred. Prima etapă s-a încheiat. Am primit slujba. Amici, asta nu înseamnă că ai primit slujba, bine? Tata, adică șeful meu, spune că fiecare angajat trebuie să treacă mai întâi de perioada de probă. Nicio problemă. Pasul al doilea. Treci de perioada de probă. Fiecare angajat trebuie să urmărească instructajul video. Bun venit în lumea aventurilor. Să lucrezi aici, la Parcul Aventurilor, este pentru ca totul să rămână, respectă câteva reguli de bază. Nu veni la parc dacă ești nervos, pentru că ai putea rămâne fără post. Serios? Hei, ai face bine să fii atent. Nu te lăsa dus de val, ne poți face să pierdem capital.
face mizerie sau tata o să se furie. Și niciodată... Păi, mesajul e clar. Butterfingers nu ar trebui să facă videoclipuri. Care-i treaba, colega? Da, Angelo! Speram ca tu să te ocupi de postul liber. Și eu, amice? E grozav, nu-i așa? Parcul skaterilor, mob! Acum! Ha, nu chiar la asta mă refeream prin grozav. Nu uita! Parcul aventurilor este... așa! Oh. Hei! Oh, oh! Hei! Ah, oh, ah! Hei! Ai grijă unde arunci! Hei! Unde e angajatul nostru? Da! Acum putem să le dăm în carusele de zeci de milioane de ori! Angelo! Hei! Unde mergi? Am treabă! Scuze! N-am timp de stat! În plus, sunt urmărit! Amice! Nu cred că mai rezist încă o zi! Perioada de probă s-a încheiat! Ești angajat, amice? Semnează chiar aici! Nu, nu mi-am ieșit din minți. Acum că am reușit, voi face niște schimbări în stilul lui Angelo. Cum să triplez numărul de vizitatori într-o săptămână? Am să-i arăt lui Hunter că eu sunt regele departamentului. Adio, mob! Salutare, promovare! Fii atent, Hunter! Trebuie să extindem distracția și pentru publicul mai bătrân. Apoi, fă program non-stop în weekend. Asta va crește veniturile! Vizitatorii mănâncă mai mult popcorn noaptea. Dovedești științific. Apoi, pregătim un nou spectacol acvatic și ne facem reclamă. Ha? Ha? Amice, ai niște idei strălucite! Dar nu ține de mine! Strategia asta e incredibilă! Exact de asta are nevoie parcul aventurilor! Păi, ce pot da, să... Da, știu, tată! Am muncit din greu până mi-a ieșit! Bună treabă, fiule! Te promovez ca director al departamentului de relații cu publicul! Pei, tigrule! Ești ocupat până peste cap! Cum? Hunter mi-a furat promovarea! Ei bine, dacă vrea să joace așa, accept provocarea! E timpul pentru operațiunea Haos! Scuzați-mă, centura mea s-a desfăcut în timp ce eram cu capul în jos în carusel. E normal? Am să scriu un articol despre asta chiar acum. O stea. Stai pe loc. Hainele de zi cu zi sunt interzise. Da, fără tricouri și fără maieuri. Fără pantalonia, sunt prea urți. Scuze, nu fac eu regulile. Nu mai înțeleg nimic, domnule. Angelo, parcul are probleme. Serios? Ha, mă întreb de ce? Am început să pierdem vizitatori, avem nevoie de ajutor. Din păcate, sunt doar un simplu angajat. Hei, știu, vrei să fii director adjunct la relații publice? Veniți la popcorn gratis. A doua pungă e gratis. Luați popcorn gratis. Fără limită de înălțime. Mereu am vrut să încerc asta. Da! Hai să le spunem tuturor! Niciodată nu au fost atâția vizitatori? Mulțumită ție, Angelo? Nici o problemă, amice. Deci, credeți că pot să-mi iau puțin timp liber ca să știți voi... Mă bucur de parc? Sigur, meriți din plin! Și Butterfingers la fel? Da, păi nu cred... Da, sigur! Facem orice pentru angajatul lunii! Tu, curăță mizeria asta! Hei, ți-am primit mesajul, care-i treaba? Căștile Extreme Boost?
Stai, dar ziua mea este abia peste 8 luni și sunt prea albastre. Acum ne putem da în toate de câte ori vrem. Scuze, e oprit pentru reparații. Au fost prea mulți vizitatori. Nu mai mulțumită ție, Angelo. Da, sunt în detenție. Din nou. Nu-i mare scofală? În detenție pot să stau, să-mi limpezesc mintea și să mă relaxez. Surpriză, surpriză! Bună ziua, deținuților! Atât de multe fețe cunoscute și atât de puțin timp. Așa, prima noastră activitate va fi... Activice? Vom face împreună niște sculpturi. Figurinele sunt cele mai tari. Hei, dar în detenție nu avem voie să facem nimic. Ăsta-i farmecul. Nu pot să cred că întreb asta, dar... Domnișoară Perla, unde e domnul Fit? Elevii problematici, Owen, au nevoie de un prilej prin care să-și exprime creativitatea. Păi, se poate ca metoda ta să meargă și să îmblânzească bestiile, dar nu prea sunt sigur. Deci, nu mai vorbim de detenție, ci de detenția de artă și creație. Și, ca să aveți de unde să vă inspirați, puteți fi primii care folosesc noua imprimantă 3D a școlii. Wow! Îmi place cum sună. Sfatul meu este să creați ceva în funcție de ce vă inspiră. Ce mă inspiră pe mine? Figurine cu alunecoșii! Au! Da! Ha! Ai printat un cocoloș de hârtie 3D? Drăguț! Hei, Angie, sunt incredibile! Da, seamănă leit cu ei! Amice, Eddie și Alex, super! De unde l-ai luat? Angelo le-a făcut! Hei, hei, vreau să văd! Pot să le ating, amice? Ha-ha, li se clatină capul! Parcă dau din cap pe ritmul muzicii! Hei, Angelo, crezi că îmi poți face și mie una? Nu știu, amice, cred că trebuie să-i întreb pe alunecoși. Au o politică dură față de produsele lor. Nu, amice, fă-mă pe mine. Hei, e o idee foarte bună. Îmi poți face și mie una? Și mie. Vine ziua mamei, e cadoul ideal pentru ea. Și scade cumpărături. Nu știu, eu... Câți bani cer pe una? Nu știu. Trebuie să mă pozez sau să mă desenez din memorie? Am o față greu de uitat. Bine, în primul rând trebuie să văd dacă... Bine, fiecare pe rând, fiecare pe rând. Vai, habar nu am câte comenzi am preluat. 78. Dar am dat peste o mină de aur. Mină de aur? Angelo, tu tocmai ai creat o nouă modă. Și o mare problemă. Oh, așa e. Singura imprimantă la care avem acces. Până când avem destui bani pentru a ne cumpăra una. E a domnișoarei Perla. Înseamnă că va trebui să intru de multe ori în bucluc. Nu e ușor, dar problemele au grade și nuanțe. Trebuie să știi unde să tragi linie. După părerea mea, există 3 tipuri acceptabile de probleme. Istețimea, obraznicia și farsele. Exemplul numărul 1, istețimea. Da, Angelo? Oamenii au descoperit scobitul în nas după ce au descoperit focul? Sau asta a fost înainte? Am uitat. Exemplul numărul 2, obrăznicia. Da, ți-am văzut selfie-ul și da, e pe lista mea. Angelo, ești la fotbal. Când? Să vedem, pot să-ți livrez comanda joi. Angelo, îți ordon să încetezi. E în regulă? Aha, da, da, da. Stai așa. Până aici. Scuzați-mă, puteți vorbi mai încet? Sunt în mijlocul unui apel, încerc să închei o afacere. Exemplul numărul 3, farsele. În astfel de momente, nu pot să nu mă gândesc la frumoasele cuvinte ale primului nostru președinte. Angelo! 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 Angelo!
Vai de mine! O să am nevoie de ajutor pentru comenzile astea. Deci, ce spuneți? Problemă! E numele meu mic! Ah! Domnișoară, azi te poți alătura lui Angelo în detenție. Yahoo! Am fost pedepsită! Nu am mai văzut așa ceva. Mm-hmm. Cum să mă exprim? Angelo nu a fost niciodată un elev model. Și totuși, mm-hmm, se pare că lucrurile se înrăutățesc în loc să se îmbunătățească. Da. E de nestăpânit. Am să discut cu el. Mulțumesc că m-ați sunat, domnule Fit. Bună, mamă! Ce avem la cină? Probleme. Pentru că știam că vor apărea probleme acasă, m-am pregătit să înfrunt nemulțumirea părinților. Mama ta are dreptate, Angelo. O brăznicie trebuie să înceteze chiar? Tată, mamă, ascultați! Știu că am greșit. După cum spunem, Angelo, mama ta și cu mine... Dar am făcut astea pentru voi! Ce înseamnă toate astea? Asta e o figurină cu fața mea? Oh, arată exact ca mine! Vai de mine! Nu pot să cred! Tu le-ai făcut? A făcut una și pentru tine, scumpa mea! Oh, incredibil! Pot să o ating! Sunt de dreptul uimitoare! Ce vei face cu a ta, draga mea? O să le punem în mașină sau lângă pat? O iubesc pe a mea! O iubesc mult! E genială! Recunosc, dragule, figurinele sunt superbe! Ești foarte drăguț, Angelo, dar nu putem neglija cel mai important aspect. Școala! Oh, da, da, responsabilități și chestii de genul. Angelo, dragule, îți apreciez creativitatea și energia, dar școala e importantă. Oh, așa e, așa e. Fiule, trebuie să-ți schimbi comportamentul. Dacă nu... Și încă ceva. Îmi iubesc figurina! Lucrurile încep să se îmbunătățească. Am evitat confruntarea cu părinții, dar Sherwood a calculat că dacă reușim să onorăm o ultimă comandă mare, vom avea destui bani pentru a ne cumpăra propria imprimantă. Și gata cu detenția pentru tine și Lola. Exact cum am plănuit. Îmi cer scuze, domnișoară Perla, dar cred că vom stopa experimentul de terapie prin artă. Oh, ce păcat! Copiii se simțeau foarte bine. Întocmai! Asta e problema. Da, mamă? Uite că vine Perla! Atenție! Ne va trimite în detenție în 3, 2, 1... Domnul Fit a primit un apel de la cineva care voia să știe dacă semnul cu devânzare din fața școlii e real. Ah, știam că nu trebuia să ne numim compania de imobiliare Angelola! Oh, nu! Vai de mine! Iar detenție? Ne vedem după ore, domnișoară Perla! Nu, terapia prin artă a fost anulată. A căzut victimă propriului succes. Stați, cum? Chiar o înțeleg pe Lola. Angelo, cum vă mai termina ultima comandă? Hei, terminați cu vorbitul. Mă ocup eu. Mă ocup eu. Nu trebuie să o spui de două ori. Vrei să ne spui ceva, Angelo? Domnule Fit, mă gândeam că poate sunteți parte din problemă. Din problemă? Și din fericire pentru noi, sunteți parte și din soluție. Ce problemă? Ascultați-mă, meseria de profesor poate fi stresantă, plină de responsabilități, iar profesorii pot avea reacții exagerate la cele mai mici probleme. Dar un hobby sau o activitate creativă v-ar putea destinde. De asta eu fac jazz exerciții. 1, 2, jazz exerciții. 3, 4, jazz exerciții. Pas, pas. 1, jazz exerciții. Bine, sunt bune pentru corp, domnule Fit, dar eu mă refer la minte și la spirit. Eu cred că lucrul manual este, cum spunea domnișoara Perla că e? Întineritor! Ești un adevărat talent, Angelo. Vă mulțumesc, domnule Fit. E o onoare să aud asta din gura unui artist de talia dumneavoastră. Ne vedem mâine! Pa, pa! Ce se... Până aici s-a fost, Angelo. Ești pedepsit. Gata cu detenția. Stai, tocmai am spus asta. Bine, veniți la figurine, copii. Proaspăt create. Îmi place figurina mea. E chiar aici. Propria noastră imprimantă 3D. E atât de frumoasă. Era și timpul. Mama a vrut să mă pedepsească pe viață pentru că am fost în detenție. Și uite așa, ne-am întors în afaceri. Angelo, tocmai a venit o scrisoare adresată tutorului tău legal. Eu,
Spune aici că ai fabricat și ai distribuit produse în mod ilegal și că ești rugat să încetezi imediat. Share, tradu-mi, te rog. Înseamnă că nu mai avem voie să facem figurine alunecoșii și că trebuie să plătim pentru cele făcute. Plus, daune morale. Semnat, Eddie și Alex Van Alunecos. Lasă-mă să văd! Autografele alunecoșilor! Grozav! Nu e grozav, Lola. Pentru a plăti, trebuie să vindem imprimanta. Oh. Înseamnă că nu mai faceți figurine? Cred că vom mai face câteva înainte să renunțăm la frumusețea asta. Wow! Mai faceți una cu mine? E incredibil! E capul meu! Sunt o figurină! Știți ce e o figurină? Cred că, de fapt, figurina vine de la figură. Am o figură serioasă? Nu am. Cum să am? E atât de amuzant. Angelo? Angelo? Angelo! Hier liegt diese Episode. Das ist die beste Angelo-Folge von allen.